Să întreb aici, dumneavoastră sunteți master, am spus masteranda mea, nu mai sunteți, mai sunteți, da? Mai sunteți? Da. Așa, deci aveam aici, studiem muzică, aici studiem tot muzică. Muzică de care, că e și important, că la domnul știu. Cor. Cantul academic, așa, și acolo? Academic. Cantul popular, bun. Deci am deja diversificat plaja de adresabilitate, împărțindu-ne cumva pe genuri, dar fiind împreună, sub aceeași tematică, vocea umană, nu vorbiți că nu mă pot concentra, vă rog, eu nu mă pot concentra că mai vorbește cineva, adică patru oameni. Așa, acolo? Popular? Așa, foarte bine. Și muzica instrumentală poate să facă parte din discuția noastră și o să vedeți de ce. Așa aici? Instrumentală, vocală, acolo, da, știu, acolo, popular, academic, instrumental, academic, și instrumental și vocal. Bun. Iată că am identificat, să spunem așa, niște genuri muzicale în care vocea umană reprezintă piloane esențiale în desfășurarea discursului muzical. Da? Indiferent despre care gen vocal vorbim, vocea, logic, este cea mai importantă. Acum, pentru că tema este una foarte generoasă, vocea umană, diversitatea de ipostaze. Ipostaza înseamnă una dintre variantele în care se poate găsi orice. Ipostaza oricărei entități într-un anumit moment, da? Deci, contextual sau nu, vocea se poate afla într-o multitudine de stări, situații, contexte, momente, cum vreți voi să le spunem. Aș pleca din punctul în care să picăm cu toții de acord că vocea umană este acel instrument viu pe care nu îl putem repara la lutieri sau, știu eu, cei care repară instrumente la fabrici. Nu putem schimba elementele, componentele aparatului numit voce, instrumentului numit voce, nu pot fi reparate. De multe ori, să spunem așa, greutățile pe care le întâmpinăm, afecțiunile pe care le întâmpinăm în ceea ce privește vocea noastră pot fi ireversibile, adică în multe situații, dacă greșim în mod susținut și nu avem un antrenament corespunzător, vocea umană poate să dea rateu. Vocea umană, în contextul în care ne aflăm astăzi, vorbește despre profesionistul vocal. Profesionistul vocal este persoana care câștigă sau urmează să câștige bani din cântatul cu vocea. El poate să devină cântăreț în cor, poate să devină dirijor de cor și atunci folosește vocea și explică celorlalți cum se cântă, de ce se cântă într-un anumit fel, ce anume trebuie să urmărească, cum să nu greșească privitor la voce. Dar profesionistul vocal este și profesorul care are foarte mult de vorbit și după ce vorbește trebuie să exemplifice cântând. Trecerea de la vocea vorbită la vocea cântată poate fi foarte periculoasă. Profesionistul vocal este avocatul care vorbește foarte mult, merge să-și susțină cauzele și de cele mai multe ori nici nu ține cont, nu mai are timp, nu se mai gândește la ceea ce îi se poate întâmpla vocii lui, vorbind într-una și ne antrenându-se, ne protejându-se, ne anticipând lucruri. Profesionistul vocal, mai spuneți voi cine ar mai putea fi. Deci am spus avocat, am spus profesor, cântărețul, care poate fi cântăreț de folclor, de cor academic, de așa. Cine mai poate fi profesionist vocal? Educatorul. Educatorul, care la noi se numește tot profesor. Să știți, la noi e tot profesor, că are studii superioare după ultimele. Judecătorul, care e tot în domeniul dreptului, așa, psihologul, care vorbește foarte mult, el săracul trebuie să-și formuleze foarte multe fraze ca să reușească să pătrundă dincolo de barierele sufletești ale omului care se află în fața lui și față de care are responsabilitate să-l ajute să rezolve diverse probleme. Deci, iată, avem o multitudine de ipostaze, așa cum scrie pe afiș, pe hârtie, pe anunț. Sigur că ideal ar fi ca noi să ne preocupe astăzi ipostazele vocii în ceea ce privește muzica.
Dacă aș fi avut un public specializat pe jazz, adică foarte mulți sau mulți cântăreți de jazz, aș fi început cu primele, cu începuturile acestei muzici. Nu voi face lucrul acesta. Dacă aș fi avut cu folcloriștii în mod deosebit, ar fi trebuit să o iau foarte din urmă și să vedem de unde a apărut această muzică. Și tot așa. Și atunci vă propun să lucrăm practic, să folosim acest timp în sens cât mai practic și să vedem dacă una și aceeași voce poate să cânte mai multe genuri vocale, ce înseamnă diferența din punct de vedere vocal, tehnic, interpretativ, practic, diferența dintre abordarea vocală, știu eu, în genul academic față de genul față de jazz, față de muzica pe care o numim noi ușoară, voi spuneți stradă. Oare fi posibil lucrul acesta? Credeți că este posibil ca una și aceeași voce să cânte mai multe genuri vocale și poate nu neapărat toate la fel de bine și poate reușim să ne dăm seama și de ce nu toate la fel de bine. Cineva poate să cânte, nu știu, trei genuri vocale foarte bine și într-unul se remarcă în mod totul deosebit. Este posibil, nu? E posibil. Pentru că sunteți un pic supărat. Sunteți un pic supărat? Așa, nu vreau să vă simt foarte relaxat și foarte convins că suntem într-o întâlnire benefică. Și tare mult mi-aș dori să chiar să dialogăm și să facem împreună lucruri. Eu, de exemplu, pentru că sunt în fața voastră, sunt în situația de a răspunde unei întrebări din interiorul posibilă întrebare, că eu nu sunt Dumnezeu să știu fiecare ce gândește. Dar dacă aș fi în locul vostru, mi-aș pune întrebarea următoare. Ea poate, ca să vedem dacă ne întreabă pe noi, dacă putem sau dacă e posibil. Primul om care trebuie să răspundă la întrebările pe care le pune este însă și omul care pune întrebarea. Dacă un om, sau dacă cineva vă cere să faceți ceva, asigurați-vă că acea persoană știe ea mai întâi să facă un lucru și apoi să vi-l ceară vouă. Ca profesor, mulți dintre voi sunteți profesori, deja predați, aveți elevi sau studenți. Și cerem la clasă o anumită rezolvare. Până nu arătăm noi, eventual, cum se face. Iar acea persoană, fără să ne imite, fără să ne imite, să reușească să înțeleagă ceea ce i s-a cerut și la rândul său să poată reproduce conform așteptărilor, persoana care cere trebuie să știe. Nu mi-am propus să, așa să fac discursul. Dacă vreți, nu citesc, n-am nimic. Nu, așa. Dar m-am gândit, întrebând cine, care, cum cântă, ce să vă povestesc sau ce să vă arăt. Și atunci mi-a venit în minte ideea că cel mai bine ar fi să ne dăm seama despre noi, despre fiecare dintre noi, dacă reușim mai mult decât credeam despre noi. Adică, dacă cineva cântă mai mult canto popular, să-și dea seama dacă pe lângă canto popular ar putea să-și deschidă orizonturile, ar putea să devină convins că ar putea să cânte și altceva, în ideea de a fi profesionist vocal, adică omul care să-și câștige bani din povestea asta. Am să fac o paranteză și să vă spun un exemplu personal care m-a urmărit până în momentul de față și câți ani voi mai avea de trăit. În anul 2018, eram propusă să fiu profesor la facultate de teatru de la Universitatea noastră din Iași. Inițial am spus, am terminat conservatorul, canto clasic, nu o să fie nicio problemă, vocalize cu studenții, cu exerciții de respirație, foarte frumos. N-a fost deloc doar așa. A fost mult mai mult de atât și a fost atât de mult încât mi-am dat seama că eu trebuie să fac ceva. Pentru că studenții mei de la teatru aveau de cântat în spectacolele lor de licență, toți, tot felul de alte genuri muzicale decât ce studiasem eu în mod deosebit. Norocul meu a fost că în timp ce mă dezvoltam, treceam prin viață și am ajuns până în 2018, am cântat jazz, muzică de petrecere, muzică de divertisment, adică nu am avut falsa prejudecată. Că, dom'le, eu am canto, sunt cu canto clasic și deci îmi pun o rochie de divă și nu pot mai mult.
Mi-am deschis proprii ochi ăia interior despre mine și am spus, cum mă duc eu în fața studenților să le spun că eu nu știu să le arăt cum se cântă Requiem de Mozart? Dacă eu am terminat cantul clasic, clar, asta se așteaptă de la mine, să știu. Și totuși, cum mă duc eu în fața lor să le spun că au de cântat muzică lăutărească și să cânte bine muzică lăutărească? Sau romanța, sau tangoul, sau valsul, sau jazzul, sau muzica pop, sau hip-hop, sau tot ce înseamnă sunet muzical mai mult sau mai puțin plăcut de unii sau de alții. A trebuit să trec prin filtrul meu personal. Și primul lucru pe care l-am făcut, am căutat să cânt eu. Toate, să văd cum le cânt și ce pot îmbunătăți să pot fi un bun profesor. Și cred că am să vă exemplific ceva ca să vă convinc. Nu ca să vă laud. De exemplu, am să vă cânt ceva ce trebuie să-i învăț pe ei pentru un spectacol foarte frumos, în care și eu am jucat și am cântat. Este vorba de muzică religioasă de inspirație, muzică folclorică de inspirație religioasă sau invers. Era vorba despre mănăstirea Argeșului cu mitul jertfei și cu Ana a lui Manole, dacă vă amintiți, din literatura universală, am putea să o spunem. Acolo a trebuit ca împreună cu soțul meu să construim muzica spectacolului de teatru, iar eu să joc și să cânt în acea lucrare. Și sonor, din amintire, suna cam așa. Într-un semi-întuneric, într-o costumație deloc prietenoasă, cu o rochie, cu cămașă de noapte, mă rog să zicem, neagră, machiată cu niște cearcăne, așa, și sunetul acesta trebuia să sugereze apropierea nevestelor, calfelor și tâmplarilor, care se apropiau și trebuia cumva să sugerez prin acest context povestea asta. Ceea ce v-am cântat acum nu a fost identic acolo. Eu acum am adus din ce sunt eu în momentul acesta aici. Acolo am dat din ceea ce eram în momentul acela acolo. De ce fac precizarea asta? Pentru că în momentul în care noi cântăm contează unde ne aflăm, în ce context ne aflăm, care este publicul nostru, de asta v-am și întrebat cine, care, cum suntem, să știu care e abordarea pe care s-o am și să nu vă vorbesc despre jazz. Și mai contează foarte multe lucruri despre ce e vorba în momentul acela, în locul acela, ce a fost înaintea acelui moment și ce este după acel moment. Adică toate evenimentele sonore, vocale, gândite, să fie într-o înlănțuire organică pentru public. El să nu facă efortul de a înțelege. Eu mă întreb, nu neapărat ca muzicieni ce sunteți. A fost vesel sau trist ce am cântat? Trist. Deosebit de trist. E jalea planetei. E jalea planetei acolo. Imaginați-vă că finalul, în viziunea regizorului, era cu Ana naște un prunc în trei perspective, un făt mort, pentru că era zidită. Și toată treaba asta se întâmplă în mijlocul scenei. Da? Și fătul acela, cu niște pânze albe mari și pe alocuri însângerate, se împrăștie pe o distanță foarte mare și
Da? Deci, de asta este foarte important atunci când cântăm, să cântăm în contextul a ceea ce ne cere în momentul acela. Suntem la o nuntă. Suntem la o nuntă și oamenii vor să se distreze. Nu o să mă duc sobră acolo, nu, și o să cânt e sărbătoare și răsună muzica și o toată scăzută cu fața. Deci, e sărbătoare și răsună muzica, nu? Voie bună, nu știu ce, la tot saltă. Așa. O altă ipostază pe care eu aș vrea să vă spun, au fost niște ani în care, culmea, când eram mai tânără, ziceam că eu trebuie să merg la festivalul, la concursul de romanțe. Romanța fiind un gen muzical, a apărut un foarte departe de locul acesta, din ce spune literatura de specialitate, care se cântă într-un anumit fel, are niște particularități de emisie vocală, știm foarte bine despre vibrato, că are un aspect un pic mai pronunțat, dar nu la fel de pronunțat ca în folclorul. Eu sper că sunteți de acord cu mine, că voi aveți o școală de folclor extraordinară. Eu vin și vorbesc aici, dar nu vreau decât confirmări sau infirmări, bineînțeles. Nu suntem de acord cu lucrurile acestea. Romanța este un gen muzical care are, cum să spun eu, foarte mare greutate, în primul și în primul rând, datorită textului, dar și datorită abordării instrumentale pentru instrumentiști. Dacă sunteți de acord cu mine, discursul muzical face din partenerii de scenă, presupun că sunt doi parteneri, un instrument și o voce, nici nu mai vorbesc despre orchestră. Discursul muzical are aspectul unei, cum să spun eu, cum e prietenia strânsă dintre doi oameni, care nu se lasă niciodată unul pe altul la greu. Eu așa văd romanța. Romanța este o formă de adevăr spiritual în care oamenii aceia se întrepătrund unul pe altul, rezultând o muzică pe care n-ai cum să, sau față de care n-ai cum să vibrezi. Eu, de exemplu, mie mi-a făcut foarte tare romanț. Mi-au făcut mai multe romanțe. Dar una mi-a făcut foarte mult, nu doar pentru că mi-e și a mie, dar deschidea tot felul de amintiri, pentru că știm foarte bine, ca și folclorul și ca multe alte genuri muzicale, romanța are ca tematică dragostea, amintirea, nostalgia, dorul, oamenii dragi. Eu nu m-aș deranja de la pian, dar poate mai târziu o să-l deranjez să cânt o romanță cu el. Vrei? Hai! Sunt sigură că ați auzit romanța pe care... Și o să cânt sigur, o să cânt un fragment. O să cânt toată romanța. Dar ea sună cam așa și o să vedeți care, din punctul meu de vedere, care sunt particularitățile acestei muzici. Și voi puteți să nu fiți de acord, vă rog, să nu fiți de acord dacă nu sunteți de acord. Și nu contează, deci, mai este ceva foarte important. Nu contează că solistul vocal are o voce extraordinară. Voi asta o să spuneți când plecați de aici. Eu vă garantez că nu e lipsă de modestie. Deci, așa va fi. Veți spune o voce extraordinară. Dar nu despre asta ar trebui să fie vorba. Ar trebui să fie vorba despre fiecare dintre noi să se gândească la propria persoană și la propriul glas, la propriul potențial și să spună despre el când pleacă de aici că își propune, deci, practic, voi să plecați cu gândul, cu provocarea, cu dorința extraordinară de a vedea voi. Cum e cu voi. Nu cum e cu mine. Eu am venit, plec, nu se știe când o să ne mai vedem în viața aceasta. Vreau să spun și încă alte câteva lucruri despre limbajul muzical. Această abordare în parlando rubato este una diferită de alte locuri din istoria muzicii universale, alte genuri. Mă refer la romanță. E un pic mai intimă, dacă vreți. E un pic mai meditativă decât în alte zone ale muzicii, vocale și vocale instrumentale. Poate tocmai pentru că e valorificată de contextul literar. Să spunem că asta ar fi un motiv. Dar un alt motiv, și instrumentiștii știu foarte bine, se valorifică major tehnica instrumentală. Și voi aveți parlando rubato sau
aveți o formă de vorbire a instrumentului, nu? Corect? Mai este un lucru foarte important pe care l-am sesizat ieri la chitaristul care a cântat și nu vreau să uit să aduc aminte. Ideea de acompaniament. Și în romanță, poate mai mult în romanță decât în multe alte genuri muzicale, acompaniamentul este o susținere foarte consistentă ca din umbră a solistului vocal. Sau a instrumentistului care are de cântat o parte solistică. Solistul, în cazul romanței, devine nu dirijor, mai mult de atât. El devine compozitor, interpret, dirijor, poet, ce vreți voi. El este cel care îi sugerează, înainte de a se cânta romanța, eventual pianistul, că poate pianistul vine și a cântat, nu știu, ore și sârbe undeva. Și într-o altă stare, într-o exaltare emoțională, nevinovat. El de acolo vine, sau cântă jazz și improvizează, în cazul lui, improvizează, deci nu mai știi pe unde te afli. Ai o altă stare și atunci tu, ca solist, îl aduci cu cearele pe pământ. Și spui, să nu uite, de exemplu, că acompaniamentul de la începutul romanței pe care urmează să o cântăm, este un aerisit, liniștit, domol, meditativ, pregătitor.
în romanță, ne-am dat seama că ea totuși are o arhitectură sonoră. Din fericire, romanța are, putem spune că romanța are o arhitectură, spre deosebire de folclor, care nu prea are arhitectură. Foarte rar întâlnim în folclorul urban formă. A, B, C, A, A, improvizație, nu știu, altceva. Romanța, din fericire, de obicei are o structură. Și atunci am să vă povestesc cum am gândit o structură în timp real. În timp real înseamnă acum. Trebuie să mă credeți pe cuvânt, că eu n-am știut că am să cânt astăzi romanța. Deci, dacă mă trebuie, am vreo solo serios. Nici nu inventez, nici nu mint. Nu am știut așa ceva. I-am spus soțului meu în cameră că eu nu știu exact cine va veni și atunci nu mă gândesc la ce va fi și cum acolo vom lucra. Cum am gândit eu arhitectura sonoră a romanței? În primul rând, pentru că am cântat-o de câteva ori, știu ce vrea să spună textul. Și știu că, încă de la bun început, autorul textului mă plasează pe mine într-un anumit timp al zilei și al anului, într-o seară de vară. Pentru mine, afară, în momentul cântării, în momentul în care am cântat, afară pentru mine era seară. Nu mai este zi, este seară. Vi se pare vouă că e lumină afară? E seară. E seară și e vară. Și e calm. Și e liniște. Și e dragoste. Și o vioară cântat. Unde? Unde cânta? Cânta exact acolo unde doare totul. În inimă. În inimă. Și ce spune autorul? Spune că doare în inima. E foarte personală toată abordarea. De aceea eu, sigur că recomand fiecare să-și imagineze că e zi dacă vrea. Poate să-și imagineze că nici măcar nu e vorba despre el. Că vioara aceea putea să cânte în inima iubitei sau iubitului. Putem să gândim ce vrem. Dar oare adevărul artistic stă în ceea ce doar simțim noi? Sau trebuie să fim ancorați în ceea ce autorul lucrării, compozitorul, textierul au avut să ne spună într-o seară de vară, vioară cânta aici, lângă inima mea. Și din strunele ei, ca și din ochii mei. Deci, într-o seară, într-o zi de iarnă, ștergem. Deci n-a fost vară, n-a fost ștergem. Într-o zi de iarnă, într-o zi de iarnă, o trompetă cânta acolo, în inima ta, și din tastele ei, ca și din ochii mei, șir de lacrimi îndulcite curgeau. Dulceața textului, dulceața muzicii, gândirea aceasta mai profundă și nu la suprafață, fac din romanța pe care tocmai am cântat o adevărată bijuterie. Eu așa o gândesc. O bijuterie pe care n-am să încetez niciodată să o finisez ori de câte ori aș cânta-o. Dacă am cântat-o de 10 ori până acum, astăzi am refinisat-o pentru a 11-a oară. Înțelegeți? Adică din punctul meu de vedere, ca solist vocal, de câte ori cânt o piesă, de atâtea ori eu îi mai finisez o fațetă, îi mai vin cu ceva. Poate că așezarea pe cuvintele cheie, cuvintele cheie pentru studenții cu care eu am reușit să lucrez de aici, sunt cuvintele care dau greutate unui text, dar în esență dau greutate întregii piese. Dacă vreți, ne putem gândi care sunt cuvintele, așa numite cheie din lucrarea aceasta. De asta contează să dau importanță textului. Seară, vară, vioară, aici, inima. Sunt, deci, poate să lipsească tot ce a fost în aceste cuvinte. Dacă aceste cuvinte apar așezate într-o formă sau alta, într-un text, atunci, cu siguranță că pe mine, ca ascultător, mă va ajuta să pătrund în taina, în misterul gândirii muzicianului care a compus piesa. Pentru că noi suntem
Dacă vreți, noi, artiștii, suntem traducători de taine. Acum mi-a venit chestia asta, interesant. Traducători de taine, pe cuvânt că-mi place, nu că am zis-o eu, dar dacă vă gândiți bine, noi, de fapt, chiar și cu partitură sau fără partitură, noi deslușim, descoperim diverse lucruri. Am zis muzica religioasă cu de inspirație folclorică sau invers. Sigur că puteam, dacă vreți, vă pot cânta așa ceva din folclor, puteți să propuneți voi. Muzica ușoară. Muzica aceasta ușoară, ea e foarte ușoară până începe să fie cântată. În sensul că există, de exemplu, foarte mulți muzicieni în genul academic, vocaliști sau instrumentiști, care nu pot cânta muzică ușoară. Adică dacă lor le spui, de exemplu, să cânte ei consideră că singura abordare vocală posibilă e cea pe care o știu ei. Codrii mei bătrâni, nu? Că așa e la muzica academică, în mare. Nu intru în detalii. Dar ea are o altă rezonanță în momentul în care este acceptată ca aparținând altui gen vocal. Codrii mei bătrâni, prietenii mei buni, nu știu cum mai nu am nicio legătură cu sigur, contează tonalitatea. Am schimbat tonalitatea, dar nu asta e ideea. Ia să înțeles ideea. Deci, omul înțelept și artistul înțelept, muzicianul înțelept, voi cei mai tineri, cei care suntem mai puțin tineri, cu siguranță nu, eu nu vă spun noutăți. Eu bănuiesc că multora dintre cei tineri le spun ceva noutăți, dar nu foarte multe, că totuși sunteți în lumea aceasta, de poate unii dintre voi, de când aveați 4-5 ani. Și nu am pretenția că eu am descoperit roata. Nici lumină. Eu vin să vă spun niște lucruri din convingerile mele și din apucăturile mele practice, ca să spun așa. Alt gen muzical, ziceți. Popular. Am mai cântat populară, dar vreți să mai cânt, nu-i problemă. Deci eu visor. Am un repertoriu. Jazz. Aici ați dat lovitura. Aici ați dat lovitura. Trebuie să spun despre jazz un lucru foarte important, pe care deja de data aceasta sunt convins că foarte puțin dintre cei prezenți îl cunoașteți și l-ați practicat. Adică e posibil să-l cunoașteți, dar dacă nu l-ați practicat, nu-l cunoașteți, cu adevărat. Se referă la faptul că jazzul este singura muzică din istoria muzicii care are o particularitate cu adevărat singulară, și anume așa numită elasticizarea timpului muzical. Când îți spune elasticizarea timpului muzical, deși sună foarte plastic și mai mult ca o metaforă, de fapt este un foarte mare adevăr. Ritmul care definește jazzul se numește swing. Swingul are timpii accentuați invers față de cei de la muzica clasică. Sau, mă rog, față de cea mai mare parte a muzicii. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Și la jazz e așa. Și pentru că acest pa vine de pe ultima 16-a timpului 1 sau respectiv timpului 3, pare că timpul 2 și timpul 4 ar fi mai mari. Dar ei sunt la fel ca ceilalți, numai când sincopa aceea îl face puțin așa. Dar ritmul acesta e bun. Nici melodia e bună, dar am inventat-o acum. Dacă vreți, putem face, de exemplu, un exercițiu ritmic. Eu pe net, dar n-am net aici, pe net alesesem un link care era o piesă pe care n-am auzit-o în viața mea, nici nu știu cum se numește și nici nu contează. În jazz, contează foarte puțin cum se numește piesa. Să ziceți, Doamne, ferește, ce cu femeia asta? Nu, în jazz chiar contează foarte mult să simți pulsația ritmică. Deci este foarte important pentru cineva
care vrea să înțeleagă jazzul, să pornească de la această idee. Dacă nu simte swing-ul, dacă am înțeles treaba aceasta, după aceea muzica pe care aș vrea eu să o cânt, eu cântărețul de muzică academică, eu cântărețul de folclor, eu cântărețul de canto coral, de muzică corală, s-ar putea să-mi fie mult mai ușor să traduc niște intenții ale compozitorilor care au scris și jazz, deși ei sunt în domeniul academic. Haideți să ne amintim de exemplu despre Igor Stravinsky, care a pus un ragtime într-o lucrare, nouă supletori sau nu mai știu exact. Stravinsky, Ravel, Shostakovich. Deci, după ce a apărut jazzul, ca să vă spun, acest jazz e o cenușăreasă, încă nu și-a găsit pacul, cel puțin pe meleagurile astea ale noastre. Nu își găsește papucul potrivit. De ce? Pentru că e greu accesibil în sistemul de învățământ, în primul rând. Aici e o problemă. Aici e o altă discuție și nu despre ea vreau să vorbesc, dar de aceea nouă ne vine un pic mai greu să acceptăm și să accepsăm într-un anumit fel jazzul, pentru că el nu ne este pus ca un fel de mâncare gustos sau negustos, dar măcar să-l gust. Să zic eu, nu-mi place. Există foarte mult jazz care nu o să vă placă. Și eu, la fel, sunt în aceeași situație. Dar există și foarte mult jazz excepțional, care are muzică multă, care are lirism, romantism, tematică, discurs armonic. Și sper să vă convingem de chestia asta când vom susține astăzi un micro-recital. Da. Și dacă vreți să facem acest exercițiu, pentru, cum să spun așa, să probați pentru voi capacitatea de a susține ritmic swing-ul, da? Și o să iau un tempo moderat. Vedeți? El vine așa, în mine, în trupul meu, eu am metronom și am și bătaia, pulsația. Voi nu aveți cum să auziți că e în mine, de aceea eu o să trebuiască cumva să număr și să bat. 1, 2, 3, 4. Și să vă încercați să vă numărați voi, ca să vedeți ce se întâmplă. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Mai aveți ceva gen muzical și vreți să încercăm? Rap. Rap? Rap. Pentru rap ăsta, hip-hop, da. Soțul meu zice că trebuie să fii negru pentru asta, dar nu e adevărat. Ca să-ți mai spui cuvântul negru, nu mai trebuie să-l mai folosim. Interzis, conform legii. Dați așa puțin. Deci este o provocare deosebită pe care domnul la un telefon cu net. Un telefon cu net și un text din orice domeniu vreți voi. Deci alegeți voi un telefon cu net și un text. Ce domeniu vreți? Psihologie, avocatură, ziceți, dați o lege, dați ceva. Deci nu contează. Și acum chioara de mine. Da, acum chioara de mine începe să zică. Da. Astfel începe să imagineze diferite exerciții pentru a-și încuraja elevii să-și dezvolte uzul interior, respectiv capacitatea de a-și reprezenta mental un sunet mai înainte de a auzi. Okay.
Ce am făcut? Nimic. Am preluat din pulsația anterioară, ca să mă regăsesc eu, măcar așa, din amintirea ultimelor secunde, un element, cum să spun, cheie, și anume ritmul, pentru că în rap, în hip-hop, nu știu dacă ați observat că sunt mai multe ritmuri acolo, nu-i tot timpul la fel. Nu-i tot timpul, cum să spun eu, o monotonie în ceea ce privește partea aceasta ritmică. Sunt multe variații. Variațiile au legătură cu textul pe care îl propune autorul textului, pentru că noi știm că e o muzică la baza căreia se află în special textul vorbit mult și adesea degeaba. Altceva. Mai dacă nu, eu vă propun să vină cineva din sală, să zic așa. Hai, chiar și cu negativ, n-am nicio problemă, dacă vreți. Hai, cineva, pentru că putem lucra, putem face exerciții. Deci tema e așa, vocea umană, diverse ipostaze. Libertate totală, generozitate maximă. Deci, hai. O romanță, perfect. Am o rugăminte. În timp ce cântam eu romanța, în prima parte a romanței a fost o liniște desăvârșită, care m-a ajutat foarte mult. Este importantă liniștea din jur. După care s-a deschis ușa, nu-i vina voastră, au intrat niște oameni, nu știu că erau un ochi închiși, dar am auzit că s-a intrat. Și mi-am dat seama când am deschis ochii că erau alea mai mult. Este foarte important să fim conștienți de atmosfera pe care trebuie să ajutăm să o creăm cântărețului din casa noastră. Romanța se numește Măicuța mea. Măicuța mea, iubirea mea nestinsă, să-ți dăruiesc aș vrea, o, dacă aș putea, a tine rezista. Foarte frumos. Mă bucur că ne-am întâlnit. A fost o întâlnire
deosebită. Mulțumim cine dorește să mai cânte. Dar prezența mea astăzi și nu despre să ne periem așa. Știți voi, cum fac foarte mulți oameni din viața noastră și când nu ne spun, nu ne ajută. Am să spun câteva lucruri. În primul rând mă interesează pe mine. Deci prima întrebare, pentru că nu o cunosc. Prima întrebare este, de când studiază muzica vocală? Anul 4. La canto clasic? Nu. La ce? La dirijat. Sunt studentă în anul 4 la dirijat. Dacă ați sesizat și voi, ceea ce vedeți dacă afirmația pe care o fac eu, este una nu adevărată sau falsă, ci posibil corectă, să zicem. Din punctul meu de vedere, am sesizat pe tot parcursul lucrării o foarte mare înclinare, dacă vrei, trimitere spre muzica clasică. Sunteți de aceeași părere cu mine? Nu neapărat că este ceva rău. Problema este că aproape se suprapun. Aproape că nu mai știm dacă a cântat un lead sau o romanță. Că un pic să nu le confundăm. Ele pot fi foarte apropiate. Ele se pot confunda. Contează foarte mult ce fac cu vocea pe tot parcursul lucrării. Pentru că dacă eu cânt un vers în genul romanței, cu particularitățile de emisie vocală ale romanței, și pe două versuri vin cu emisie vocală specifică muzicii clasice, deja un pic nu prea e așa, e o ceață, sau dacă vreți așa, o chestie, să văd mai bine. Cred că motivul principal este tonalitatea. Ea spune că e prea jos. Dacă m-ar întreba pe mine, aș spune că e prea sus. Înțelegeți? De ce? Pentru că vocea ei, fiind la cor, da? Normal că tendința este ca vocea să aibă o emisie înaltă pe cap. Că așa se cântă la corul academic. Nu se cântă cu rezonanță nici medie, nici joasă. Indiferent de tonalitatea în care este o lucrare la canto coral, noi știm foarte bine că e spre înalt. Și vocea a doua și vocea a treia, parcă tot are impresia că nu-i undeva aici rezonanța, parcă tot e sus, tot înaltă, nu sus în sensul de neputință, ci înaltă ca scriitură. Așa e scriitura la muzica academică, la clasică. Eu dacă vreau, puteam să cânt romanța mai sus, dar aș fi abordat fie în varianta dumneavoastră, și anume o combinație între lead și romanță, ceea ce nu mi-am propus pentru că aș fi dus puțin publicul într-o eroare, ori am ales să cânt în altă tonalitate, un pic mai jos, care să mă ajute în forte, de exemplu, să nu schimb registrul. Asta este primul motiv pentru care aleg altă tonalitate la romanță. Să nu schimb registrul. Romanța are un ambitus mare de obicei. Corect ce spun? Și acest ambitus trebuie să fie omogen pe toată lungimea lucrării. Dacă eu vin pe alocuri cu rezonanță undeva pe aici și pe aici și nu mă duc așa, e o combinație care nu întotdeauna e fericită. Sunt persoane care reușesc, dar asta este o discuție foarte amănunțită, care reușesc să rămână cu vocea suspendată și în registru mediu sau grav. Cum? Păstrând încă din timpul antrenamentului vocal, de la vocalize, în zona aceea, sol, la, si bemol, pe acolo, când schimbăm noi și ne spare cu vocea noastră, că parcă, dacă suntem pe romanță, parcă am vrea totuși să schimbăm registrul și o facem foarte brusc și se aude foarte ciudățel. Știți despre ce situație vorbesc? Da. Solistele. Dacă facem antrenamentul vocal, se întâmplă acolo ca o ruptură. Și vin studenții și spun, doamna, dar nu mai pot pe aici, trebuie să schimb. Păi de ce ai schimbat acolo? Tu nu trebuie să schimbi acolo, tu trebuie să schimbi mult mai devreme ca să nu se cunoască. Și când te duci în sus, nu mai ai nicio problemă. Și când vin înapoi și ai ajuns aici, unde era inițial, nu te duci pe rezonanța ta aici, rămâi cu ea suspendată. Eu vorbesc acum cu vocea suspendată. Vocea mea nu rezonează aici. Vocea mea rezonează aici, acum, în timp ce vorbesc. Dar e din antrenament. Adică ce vreau să spun? Dacă doamna se antrenează așa,
anticipând trecerea și omogenizând registrele, poate să rămână în aceeași tonalitate cu piesa. Și nu se va mai cunoaște, nu se vor mai cunoaște aceste schimbări de registre, da? Și de emisie. Și de emisie. De emisie asistează oamenii. Oamenii nu se asistează registre. Publicul nostru nu știe de registre, oameni buni. Sunt foarte puțini oameni pe care ne ascultă, care ne ascultă pe noi și știu ei, acum a trecut de piept pe mine. Da, ce, nu. Nu, ei vor să audă, să nu fie nimic, să nu fie treceri bruște. Bun, am stabilit chestia asta. Sper din tot sufletul că v-am convins. Mai am niște lucruri pe care le spun tot în sensul de a bunătăți ceea ce mi-a prezentat doamna. Mă interesează textul. Da. Spuneți-mi, vă rog, puțin textul la început. Măicuța mea, iubirea mea nestinsă, să-ți dă... Nestinsă! Da. Aici. Primul punct care s-a găsit la un beculețul roșu. Nino, nestinsă. Oare de ce? Cântăm primul vers. Măicuța mea, iubirea mea. Cântăm. Măicuța mea, iubirea mea nestinsă. Mulțumesc, acum a fost mai bine. Prima dată a fost ceva de genul următor. Nestinsă. Când dacă ne spate cineva la tablă, oricare dintre noi, și spune, desparte în silabe cuvântul nestinsă. Și noi punem mâna pe crepă sau pe marcă și scriem. Nestinsă. Încă o dată. Ne, liniuță. Nestinsă. Nestinsă. Mulțumesc. Nu. Deci. Fiți atenți. Foarte important. Ăsta este, nu mă interesează că e prefix. Poftim stinsă. E inima stinsă. Nu e nestinsă. Deci nu vă legați de neul acela, că nu aia e discuția. E stinsă inima. De data asta eu am hotărât pe stinsă. Despărțim cuvântul stinsă în două, în silabe. Stinsă. Stin, linioară, să. Corect? Da. Bravo. În muzica vocală nu e așa. Stinsă. Deci, sti, dar nu o să scrieți niciodată așa. Să nu vă apucați să scrieți și să spuneți că a venit doamna de la ea și a zis să despărțim altfel în silabe. Despărțirea în silabe când o scrieți e foarte bine cum ați spus. În muzica vocală, consoana de la sfârșitul silabei se mută în silaba următoare lipită. Deci lipită. Țineți minte termenul de lipită. E stinsă. Nu e stinsă. Nu e stinsă. E stinsă. Adică nu e foarte mic. E foarte mic. Mai departe, continuăm versul. Să-ți dăruiesc, aș vrea, o, dacă aș putea... Cântăm să-ți dăruiesc. Să-ți dăruiesc, aș vrea... Bine, mai departe. O, dacă aș putea... Da. A tinereții stea... Mă-ntripir noi... Încă o dată asta. Mă-ntripir noi... Bine. Din prag. Și surâdeai din prag. Din prag. E din prag. Și surâdeai din prag. Spre mine cu drag. Mulțumesc. Ați înțeles diferența? Ați înțeles unde s-a creat provocarea? Provocarea pare insesizabilă. A venit doamna Gârle de la Iași cu un microscop și a zis ea că nu e din prag, e din prag. Păi da, că nu e din prag. E din prag. Și mai ales că prag este un cuvânt monosilabic. Noi nu-l despartem. Da. Dacă spunem din prag, dați-vă seama că e un pic mai mult. Deci din prag, fără respirație, desigur, între din și m și p. Da? Asta e o altă situație. Nu e similară cu cea dinainte. Sunt două situații total distincte. Sunt două cuvinte, nu sunt două silabe. Sunt două cuvinte. Al doilea, cu primul cuvânt se termină cu N și următorul cuvânt începe cu P și R. Eu trebuie să am grijă la mai multe aspecte. N-ul de la din
să se audă. Pentru că de cele mai multe ori vă rog să ascultați muzica, cel puțin la noi, vă spun, muzica cântată în limba noastră, în limba română, este jale. Se aude diprag. Oamenii nu mai pun finale de cuvânt. Ai plictiseală mare, stăm acolo să ne gândim noi. Mulțumesc deocamdată. Lucruri bune, mi-am adus aminte să vă citesc ceva. Apropo de... Da. Cu condiția să... Da, dar de pe telefonul tău îmi trebuie puțin de la, la primul. Nu, îmi trebuie doar textul. Nu, trebuie... Acum imediat eu. Nu mai trebuie de acolo, îmi trebuie de aici. Apropo de felul acesta al rostirii, nu mai, am aici, mi-am adus aminte că mulțumesc mult, Tatiana. Așa, mi-am uitat să la un moment dat o carte acasă și am rugat pe cineva să îmi dea text. Fiți atenți! Să zicem că suntem într-o lucrare de folclor. Și textul spune așa. Când dai noroc cu paharul. Deci, când dai noroc cu paharul. Dacă nu pronunți corect d-urile, care sunt două, când dai noroc cu paharul, se înțelege când ai noroc cu paharul. Deci, când dai noroc cu paharul, nu spui, tu spui când dai noroc cu paharul. Adică, nu e o diferență. Când dai noroc cu paharul este diferit de când ai noroc cu paharul. Va spune dușmanul lui. Tu nu zici doi de lă, că e plictiseală maximă. Pe doi de lă acum, na. Și rezultă, va spune dușmanul lui. Deci, va spune dușmanul lui, adică dușmanul lui va spune. Dar eu nu zic doi de lă și iese, va spune dușmanul lui. Sunt pe loc curmate. Sunt pe loc curmate. Tu nu spui ce trebuie și iese sunt pe loc urmate. Pe loc urmate. Vreau să vă spun că din situații de genul acesta, poate o să râdeți, dar eu m-am, și chiar m-am documentat, se înțeleg greșit sentințe judecătorești. Pentru că de ce? Stenodactilografa. Știți că există în sala de judecată există o persoană care foarte, 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 foarte repede dactilografiază steno, adică cu consoane. Și nu pune doi de C și nu pune doi de L și ies niște lucruri. Dom'le, dar n-am spus eu așa ceva, eu nu știu ce a scris. Doamnă, el a spus. Poate a spus consoanele, ea nu le-a notat, dar poate nu le-a spus. Și atunci nu avea cum să le noteze din propria ei. Nu s-au auzit consoanele respective. Și apar, deci, treabe foarte serioase. Vedeți, noi vorbim ca niște artiști despre muzică vocală. Dar problema poate fi mult mai gravă decât atât. Nu știu dacă am mai vrut să mai spun ceva la abordarea anterioară. Mie, în linii mari, mi-a plăcut așa. Gingășia din voce. Înțelegerea textului. Eu am avut o emoție pe text. M-a provocat felul rostirii să găsesc subiectul. Să descoper despre ce este vorba. Chiar dicția îngrijită. Eu asta am sesizat. Cu acele mici pe care nu le prea spune nimeni, sau dacă ni le spune, vreau să vă spun un lucru. Timpul care ne este alocat pentru o întâlnire cu un student este atât de mic, încât nu e un profesor timp să spună detaliul detaliului. Dar noi, conștienți, ar trebui un pic să ne preocupăm mai mult. Da? Bun, despre ce ați vrea voi să mai vorbim legat de vocea umană, diversitate de postații, că nu știu că e ceasul și nu vreau să trec peste ora mea. Adică mai am. Pace, da. Nu facem acum pauză. Mai vorbesc 10 minute, dar nu singură. Da? Haideți o propunere. O preocupare. Improvizație brusc.
Fundația Blues. Thank you very much. Eu tot fac semn și tot îl chem să... Soțul meu, Cristian Gâlea, este... este unul dintre muzicienii din... Nu vreau să sune niciun fel, dar din generația veche. Pe vremea când formațiile de jazz se numărau pe degetele de la o mână, formațiile de jazz din toată România, se numărau pe degetele de la o mână și existau, nu știu, cred că 2 sau 3 festivaluri de jazz în toată România. Se asculta jazz într-un fel extraordinar de efervescent, aș putea spune, din ceea ce m-am comentat, eu nu eram pe vremea aceea, sau acum eram foarte mică. Așa. Și nu am fost atent la lupa mea, dar nimic. Da. Tot normal. Tot normal. Așa. Și este un fiind cunoscător, este doctor în jazz, este colecționar de discuri, de muzică, ascultă orice muzică, dar în mod special jazz, jazz rock, jazz fusion. Este un pătimit al instrumentelor electrice și electronice. Nu știu de ce m-am pus, nu, ca să vorbesc despre el, ca să înțelegeți de ce l-am chemat. Nu știu de ce te-ai mai uitat. Da. Jazz ne-a unit, da. De fapt, eu nici nu cântam jazz când ne-am cunoscut. Dar, mă rog, asta era un secret, nici nu trebuia să vi-l spun. Ideea este că, probabil, așa a avut cerul să fie și el cu noi astăzi. Noi am venit cu niște peripeții deosebite ieri. Dar mă bucur că a apărut întrebarea de acolo, pentru că bluesul în sine este o entitate muzicală care a apărut înaintea jazzului. Deci bluesul a apărut înaintea jazzului. Și se caracterizează printr-o formă anume, printr-un anumit număr de măsuri și mai ales muzicienii folosesc așa anumită gamă de blues pe care improvizează. Dacă vrei să nu tenți un tip o gamă de blues și eventual să improvizăm un blues. Vreau să vă spun că muzica bluesul este un mod, deci o muzică modală și poate fi tonul modală. Deci spun tonul modală, pentru că bluesul poate fi major sau minor. E o mare diferență. Adică... strângerile apropiate ale partenerilor, ca să iau o istorie.
Deci bluesul este o expresie, un fel de a cânta în 12 măsuri, care se repetă. Asta este cel mai important. În al doilea rând, ca notele care se află în acest mod să fie cântate corect și pe treptele care trebuie. Treptele. Exact. Deci, dacă... deci asta e foarte important, cu treptele. Mai e o discuție care nu se poate termina. Da, dar ține treptele, dar, care arată nici mai mai... Dacă am treapta întâia, am arătat. Deci eu atac cu septim, cu terță mică. În momentul când trec treapta a patra, si bemol, devine septimă acest la bemol. Major. Treapta a șasea. Treapta a doua. Să completez un pic discursul. În această muzică, blues și jazz, se folosesc din punct de vedere vocal, pentru că noi suntem astăzi, vorbim despre voce. Mulțumim din suflet pentru sugestiile și comentariile ce țin de limbajul armonic. Și nu mai armonic, pentru că notele blues se regăsesc și în melodiile din blues. În aceste două genuri muzicale se regăsesc silabele scat. Dacă ați auzit despre silabele scat, scatul este improvizația vocală pe care se presupune că ar fi descoperit-o, ar fi inovat-o, ca să zic așa, trompetistul Billy Armstrong, când eu am descoperit pe altcineva, dar mă rog, o îl pun pe cea care se regăsește în mai toate sursele, a uitat textul și cu ochii aia mare, lui și buzile aia mă, s-a gândit el ce să facă să iasă din situația respectivă și ce a găsit, a găsit acest mod de improvizat scat, în care sunt niște silabe pe care eu le-am făcut puțin mai devreme, sigur, nu doar alea, în improvizație ritmică comună, colectivă, noi am făcut o improvizație. Și ea, dacă ar fi să cântăm rar acordurile acelea, cu treptele, deci unul... și dacă ați ști cât de conștientă sunt că știu nu totul și dacă ați putea să vă imaginați că muzica este un univers infinit. El nu poate fi dezbătut într-o oră sau într-o oră și jumătate sau cinci cursuri sau într-un an într-un an universitar. Toată muzica este un univers infinit și faptul că găsim crâmpeie de timp să ne întâlnim cu muzica așa, despicând un pic firul în patru, nu poate fi decât un privilegiu și eu chiar mulțumesc pentru acest privilegiu și din suflet vă mulțumesc că ați venit, ați avut încredere și sper că am mai pus acolo ceva. Mulțumesc!